Onorariile notarilor publici au fost actualizate, iar cei care au nevoie de astfel de servicii este bine să cunoască noile tarife stabilite pentru anul 2024. Onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici au fost actualizate după 13 ani în baza unui nou ordin al Ministerului Justiției. Ordinul Ministrului pentru aprobarea normelor privind tarifele de onorarii minimale pentru serviciile prestate de notarii publici, înlocuind începând cu 26 ianuarie vechiul ordin în vigoare din 2011. Astfel, pentru diverse acte și proceduri notariale, românii trebuie să aibă în vedere alte tarife decât cele pe care le știau până acum. De asemenea, vor plăti mai mult atunci când merg la notar, fie că este vorba despre o tranzacție imobiliară, un testament sau un divorț. În cazul valorilor de până în 20.000 de lei, onorariul minimal al notarului este de 2,2% din acea sumă, dar nu mai puțin de 230 de lei. În schimb, la valorile imobiliare de peste 600.000 de lei, onorariul minimal pleacă de la 6.405 lei plus 0,6% pentru suma care depășește 600.000 de lei. Tarifele aplicate de notari în 2024 sunt actualizate, dar acestea pot varia în funcție de notarul ales.